Salariații care au un sindicat au o protecție de care se bucură și doar cei care au acest noroc pot să mărturisească lucrul ăsta. În schimb, aveți și dumneavoastră cunoștințe, prieteni, frați, vecini care angajați la firme private nu au reușit să se coaguleze într-o organizație sindicală, iar drepturile lor nu mai sunt respectate pentru că nu are cine se apere. Într-adevăr, legea dialogului social făcută în anul 2011 aproape că interzice dreptul la grevă al salariaților din România. Este atât de înghesuită pentru mișcarea sindicală și este atât de dorită de către guvernanții României, indiferent de culoarea lor, încât, iată, așa cum vă spunea domnul Vaidoș, nimeni nu mai dorește să o schimbe. Îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Bujor, ca în câteva cuvinte, să vă spună gândurile cu care a venit astăzi alături de noi.